Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu din ceruri, Creatorul nostru, să fie binecuvântat. Să fie binecuvântat Iisus Hristos, Mântuitorul nostru și Duhul Sfânt. Benjamin Răduț, Jessica Curescu, astăzi este nunta voastră. A mai fost de mii de ori nunta voastră, doar în mintea voastră. Acum este în realitate. Ați încercat așa cum a fost în mintea voastră să o proiectați în realitate și nu știu cât de mult s-a împlinit, îmi place să cred că s-a împlinit pe deplin. Și noi astăzi toți suntem aici, alături de voi, în prezența Domnului și vrem să ne bucurăm de bucuria voastră. Vrem să ne bucurăm de bucuria părinților voștri. Frate Pamfil, sora Ileana, frate Mitru, sora Lavinia, știm că ați investit în copiii aceștia. Știm că ați pus în ei tot ce ați avut mai valoros în viață, în casă. Și astăzi vă este inima plină de bucurie pentru că ei sunt așa cum ați vrut să fie. Sunt credincioși lui Dumnezeu și își unesc destinele în legământul căsătoriei, așa cum l-a proiectat Dumnezeu la început. Dumnezeu să vă binecuvinteze bucuria și să o păstreze mereu. În momentele următoare, aș vrea să predic din cuvântul Domnului în mod deosebit pentru Benjamin și pentru Jessica, însă pentru fiecare dintre dumneavoastră care sunteți aici invitați la nuntă. Este o onoare pentru mine să fac lucrul acesta și îl fac în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Aș vrea să vorbesc în această dimineață la nunta voastră despre cadoul lui Iisus la nuntă. Unul dintre lucrurile importante la nuntă sunt cadourile. Oamenii își exprimă recunoștința, bucuria, este un mod de a-i felicita pe miri, pe părinții acestora, prin oferirea cadourilor. Iisus nu a făcut excepție. Aș vrea să vorbesc despre cadoul pe care l-a făcut Iisus. Nunta din localitatea Cana, din Ținutul Galilei, a intrat în raportul biblic, în istoria biblică, deoarece printre nuntașii prezenți la nuntă a fost și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este încurajator să constatăm că Mântuitorul Iisus Hristos răspunde invitației tuturor oamenilor. El este prezent la nuntă când este chemat, la înmormântare, în situații de boală, de necaz, de suferință. A fost prezent la nunta din Cana pentru că a fost chemat. A fost prezent la mormântul lui Lazar pentru că a fost chemat. A fost prezent la suferința din casa lui Iair pentru că a fost chemat. A fost prezent la boala soacrei lui Petru pentru că a fost chemat. Mântuitorul iubește pe oameni și răspunde invitației acestora. Vă aduc aminte de faptul că în Scriptură, de multe ori, sunt remarcate invitații făcute Mântuitorului. Dintre cele 7, 4 au fost făcute de oameni simpli și calificați păcătoși în societatea de atunci. Spun lucrul acesta ca să menționez faptul că Mântuitorul Iisus Hristos nu ține cont de prejudecățile oamenilor în funcție de condiția socială, intelectuală sau profesională a celor ce-L invită. Iisus îi iubește pe oameni așa cum sunt și răspunde invitației lor cu toată dragostea, fiindcă El este Mântuitorul tuturor, și al săracilor și al bogaților, și al tinerilor și al bătrânilor. Este Mântuitorul tuturor oamenilor și îi iubește deopotrivă. Lucrul acesta este încurajator pentru noi, este încurajator pentru voi. El este astăzi aici pentru că L-ați chemat. L-ați chemat pentru că aveți nevoie de El. Niciunul dintre noi, nici măcar părinții voștri care s-au cheltuit o viață să se implice în educația, în creșterea voastră, nu vă pot oferi ceea ce voi ați venit să primiți aici. Voi aveți nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ferice de voi că ați înțeles această fundamentală nevoie a vieții voastre și ferice de voi pentru că o căutați în locul potrivit și într-o manieră potrivită. Motiv pentru care veți pleca cu ea în inimă, să o păstrați toată viața, mai presus decât banii și alte achiziții materiale, să păstrați binecuvântarea, pentru că aceasta este definiția bucuriei.
Nunta din Cana a intrat în istoria Bibliei datorită specificului ei. Spun lucrul acesta deoarece nunțile, pe de o parte, sunt asemănătoare, deoarece elementele componente sunt asemănătoare, dar trebuie să acceptăm că nunțile sunt și specifice datorită elementelor particulare pe care le are fiecare nuntă. Să remarcăm o deosebire. Benjamin și Jessica au făcut nunta sâmbătă, de obicei se fac duminica. Este o particularitate, să nu menționez altele. Ei bine, datorită particularităților nunții din Cana, ea a intrat în istoria Bibliei și intrând în istoria Bibliei a rămas peste veacuri pentru noi, cititorii secolului 21. Și citind în ea să constatăm ce cadou a făcut Iisus când a venit la nuntă. Primul lucru pe care vreau să îl consemnez sunt problemele umane apărute. Acolo unde sunt oameni, apar problemele odată cu ei, indiferent cine sunt oamenii aceia. Deoarece nunta este un eveniment anticipat, ea este pregătită cu multă grijă în toate detaliile din timp. Nu la fel sunt alte evenimente care se întâmplă instantaneu în viața oamenilor și nu ai timp să le pregătești. Primești un telefon, mama ta sau tatăl tău, și nu mai ai timp să te pregătești. Mâine, poimâine, urmează evenimentul, dar o nuntă o programezi cu o jumătate de an înainte, poate chiar cu un an sau mai mult. Este un eveniment anticipat, ai timp să-l pregătești, să-l pregătești în toate detaliile, atât din punct de vedere spiritual, cine predică, cine cântă, cine se roagă pentru noi, atât din punct de vedere administrativ, cum procedăm, la ce restaurant mâncăm și așa mai departe. Nunta este un eveniment anticipat. Capacitatea oamenilor însă și cei implicați în administrativ sau spiritual este foarte limitată. De aceea se reflectă imperfecțiunea lor în lucrurile pe care le fac, inclusiv în organizarea nunții. Priviți, vă rog, că la nunta din Cana s-a terminat vinul. Nimic nu este mai jenant decât să se termine hrana, mâncarea, băutura sau mâncarea atunci când mergi la o nuntă. Se pare că Maria, mama Domnului, a fost implicată în administrația nunții, deoarece oamenii care serveau la masă au venit la ea și i-au spus, avem o problemă. Deși nunta a fost organizată cu grijă, mama Domnului fiind implicată într-o formă sau alta în administrație, a mers la Iisus, care era prezent acolo, și l-a rugat pe el să se implice în rezolvarea problemei. Observați că oamenii fac probleme, dar uneori nu le pot rezolva. Nu le-au putut rezolva nici cei care serveau la masă, nici administrația nunții, nici Maria, mama Domnului. Și atunci ea a mers cu problema aceasta, care era o problemă a oamenilor, a mers la Mântuitorul Iisus Hristos. Problemele sunt inevitabile în viețile oamenilor, în casele lor. Inclusiv că este o zi de sărbătoare sau este o zi normală, este un eveniment special sau este un eveniment obișnuit. Ele apar în familie, apar în relațiile dintre soți, în relațiile dintre părinți și copii, ele apar în relațiile dintre rudenii, prieteni, vecini, colegi de lucru, apar lipsuri financiare, boli, necazuri, accidente. Viețile noastre sunt presărate cu astfel de incidente. O parte dintre problemele care apar în viețile noastre, în casele noastre, pot fi evitate, altele nu. Motivele pentru care apar probleme în familie sunt diverse. Întâmplarea, neprevăzutul, răutatea sau neatenția, ambiția sau indiferența, nepotrivirea soților, influența exagerată a părinților, lipsa de spiritualitate, nevegherea, pretențiile exagerate, infidelitatea, administrarea greșită a banilor, a relațiilor, relațiile intime, copiii, luarea deciziilor și așa mai departe. Sunt foarte multe motive pentru care se poate ajunge la o relație încordată în familie. Prezența lui Iisus la nunta din Cana, în viața celor doi, în familia celor doi, nu exclude apariția problemelor, însă implică oferirea soluțiilor. De aceea, pe lângă problemele umane apărute, vreau să vorbesc în al doilea rând despre soluțiile divine oferite. Au venit oamenii și au creat o problemă, este adevărat involuntar, dar a apărut odată cu ei. A fost neatenție, a fost lipsă de discernământ. Nu au fost bine cântărite lucrurile, probabil au fost meseni, nuntași mai mulți. Probabil au vrut să facă economie. Probabil cei implicați în nuntă nu au avut foarte mulți bani. Probabil, important este că a apărut o problemă.
Faptul că Iisus a fost prezent la nuntă nu a exclus problema. Problema a apărut și Iisus era acolo. Dar, odată cu prezența lui Iisus, care nu a exclus apariția problemei, a apărut soluția datorită prezenței lui. De aceea, în al doilea rând, vreau să vorbesc despre soluții oferite de Iisus, pe lângă problemele apărute de oameni. Oamenii care se serveau au identificat problema, au mers cu ea la Maria, care se pare că era o femeie influentă în nuntă. Ea, calificându-se drept neputincioasă în fața problemei, a mers la Fiul ei, la Mântuitorul Iisus Hristos. În general, Dumnezeu face minuni atunci când oamenii eșuează, pentru că minunile sunt întotdeauna modul în care Dumnezeu soluționează problemele umane. Viața cotidiană a familiilor care l-au pe Iisus ca mântuitor, ca rege, în mod conștient, în mod personal, nu presupune absența problemelor. Probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră cei prezenți sunteți oameni născuți din nou, membri ai unor biserici, unei biserici evanghelice, și trebuie să acceptați că poate chiar astăzi de dimineață ați avut o problemă, poate aseară, poate săptămâna care a trecut. Nu înseamnă că dacă ești un om născut din nou, nu ai probleme în familie, nu ai probleme în viața personală. Însă odată cu problemele pe care le provoci ca om sau care apar din întâmplare în societatea aceasta coruptă, în viața aceasta trăită pe un pământ blestemat, Dumnezeu, dacă este prezent în viața ta, aduce soluțiile. Este o întrebare justificată. Cine le aduce dacă El este absent? Ce se întâmplă cu dumneata care fiind prezent aici, nu l-ai pe Iisus? Cât de tristă trebuie să fie viața unui om care merge din problemă în problemă și nu există soluții, iar dacă sunt, ele nu rezolvă problema. Problema este o normalitate în viața pământenilor și dependența de soluțiile divine care se manifestă prin minuni, uneori justifică căutarea oamenilor de Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun mai pe înțeles este faptul că uneori oamenii îl caută pompieristic pe Dumnezeu, știind că doar El poate aduce soluții atunci când medicii nu mai au soluții, atunci când băncile nu mai au soluții, atunci când locul de muncă care ți-a asigurat ani de zile confort și bunăstare materială nu-ți mai oferă soluții, atunci știi că undeva deasupra, unde te-ai uitat cam rar în trecut, există Dumnezeu care te-a creat și care încă mai are puterea să te iubească așa cum ești și să-și deschidă visteriile cerului, resursele infinite și să scoată de acolo resursa pe care nu au părinții, nu au băncile, nu are nimeni decât El. Dacă nu ai o relație cu El, trebuie să fii un om foarte nefericit. Și tristețea îți va rămâne, se va termina nunta fără vin și se va duce vestea. Acolo unde sunt oameni apar probleme. Acolo unde există familie, există și probleme. Însă Iisus, implicat într-o familie, aduce soluția. Iar de obicei, felul în care aduce soluția este printr-o minune pe care o face. Noi oamenii putem face minuni, dar negative. El face minuni, întotdeauna pozitive. Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Benjamin, Jessica, vă veți confrunta cu probleme de multe feluri pe care nu le anticipați astăzi. Nu vă puteți imagina ce probleme vor veni în viitorul vostru, mari sau mici, rari sau dese, dar vor veni, că sunteți muritori ca noi. Dacă Iisus va fi acolo în inima voastră, El va avea soluții și resurse suficiente prin minuni să aducă soluții în viața voastră și să vă rezolve problemele. Este ferice de voi că sunteți aici. Credeți în Iisus, îl acceptați în inima voastră, e Domnul vostru, v-a născut din nou, îl urmați, ați crescut în biserică, ați crescut rugându-vă, citind Biblia, participând la studii biblice, slujindu-L pe Domnul alături de părinții voștri, ferice de voi. Nu sunteți mai importanți înaintea lui Dumnezeu decât alții, sunteți doar privilegiați pentru că prin credință și pocăință ați intrat în resursele cerului, în numele Celui care vă este Mântuitor și pe care L-ați mărturisit ca Domn în apa botezului. Unde sunt oameni, apar probleme. Unde este invitat Iisus, El aduce soluția. Cadoul lui Iisus la nunta voastră este o minune. Cadoul lui Iisus la nunta voastră este o soluție. Cadoul lui Iisus la nunta voastră va rămâne o minune. Cadoul lui Iisus la nunta voastră va rămâne o soluție. Nunta voastră se va epuiza astăzi. Și voi știți asta. Noi toți știm asta. Dar cadoul pe care El îl face este numit binecuvântare.
Ea nu se va epuiza astăzi. Bunătatea lui Dumnezeu se va reînnoi în fiecare dimineață. Mila lui Dumnezeu se va reînnoi în fiecare dimineață. Îndurarea lui Dumnezeu se va reînnoi în fiecare dimineață și se va manifesta prin îndurare, prin milă, prin bunătate, prin iertare, printr-o iubire totală, printr-o călăuzire sfântă. Va fi cu voi în necazuri, vă va da soluții când nu mai aveți niciuna, când veți fi disperați, când veți fi în conflict, El va fi Dumnezeul vostru. În această zi, la nunta voastră, Iisus vă oferă cadoul binecuvântării. Iar această binecuvântare nu o veți putea cheltui ca pe cadourile pe care noi o să vi le dăm astăzi. Noi vă iubim, sunteți frații noștri, suntem prietenii părinților voștri, suntem în aceeași comunitate, îl slujim pe Domnul împreună și din respect o să vă oferim cadouri, că așa se face în cultura noastră la nuntă. Dar cadourile noastre se epuizează mâine, poi mâine, nu vor mai fi, vor rămâne doar în memoria voastră și în a noastră, evident. Dar Iisus o să vă facă astăzi un cadou care o să țină până în ultima clipă de viața a familiei voastre, până la ultima răsuflare va ține binecuvântarea lui Dumnezeu care se va înnoi în fiecare dimineață. Iisus este aici și cadoul lui este binecuvântarea pentru nunta voastră. Este o soluție, este o minune. Ferice de voi că l-ați chemat. Rolul minunilor divine este să readucă normalitatea la nunta din Cana. Minunea Domnului a readus normalitatea, oamenii erau stresați, nu mai puneți-vă în situația administratorilor nunții, a celor care serveau. Erau oamenii la masă, mai doreau să bea și nu aveau ce. Nu mai puneți-vă în situația lor. Era o situație absolut penibilă, probabil era un moment nepotrivit al zilei. Atunci nu era ca și astăzi. Magazine cu băutură la toate colțurile, mașini rapide cu care să mergi dintr-o parte în alta. Dacă s-ar fi dus să cumpere vinul de care are nevoie, probabil se întorceau când nunta și nu mai erau acolo. Era o situație absolut jenantă, penibilă. Și cel care rezolvă problema nu este Maria. Nu este cel în charge cu nunta, adică cel care administra nunta. Cel care rezolvă problema este Iisus. Te întreb când vei avea probleme în viață și în familie și Iisus nu este acolo, cine îți va rezolva problema? Când vei ajunge la spital și doctorul va ridica trist din numeri, cine îți va rezolva problema? Când vei avea tot felul de adversități în viață, cine îți va rezolva problema? Când banca nu îți va mai da bani și vei avea 1 sau 10 morghiciuri, cine îți va rezolva problema? Dacă Domnul cerului și al pământului nu-i Dumnezeul tău, cine îți va rezolva problema? Ateismul nu e o soluție, e o filozofie. Religia nu e o soluție, e o filozofie. Dumnezeu nu e o religie. Nu un gând, este o persoană, o persoană care trăiește cu tine, care te călăuzește, care are soluții, care face minuni, care sfidează problemele oamenilor, depășindu-le în atotputernicia sa. Se merită să spunem lăudat să fie Domnul. De asemenea, din evenimentul nunții din Cana învățăm faptul că prezența Domnului oferă soluții și restaurează, transformă. În cazul nunții din Cana a transformat apa în vin. Nu știu ce va transforma în viața voastră. Vor fi multe lucruri de transformat. Voi le știți și probabil nici măcar voi. Însă relația voastră de astăzi înainte, într-o nouă dimensiune de familie, nu de logodnici, ci nici de prieteni și nici de frați și surori doar, ci de familie. O relație profundă, fără limite. În relația aceasta veți descoperi foarte multe incompatibilități între voi, nepotriviri. O să trebuiască să vă luați mult timp ca să vă potriviți unul cu altul în obiceiuri, în comportament, în gusturi, să vă adaptați unul altul, să vă iertați unul pe altul, să vă suportați unul pe altul. Iisus transformă. Transformarea pe care o face El nu poate face nimeni, iar transformarea pe care o face El este desăvârșită. Când Iisus a transformat apa în vin, omul care a gustat din vin a menționat faptul că asemenea vin este de excepție. Ce face Iisus este la superlativ. El nu doar cârpește lucrurile așa ca să nu se vadă din avion. El face un lucru la modul desăvârșit. De aceea avem noi toți nevoie de El. Ferice de voi că L-ați chemat la nunta voastră. Ferice de voi pentru că L-aveți în inimă și îl veți păstra și în zilele următoare. Pavel scrie galatenilor, am fost răstignit împreună cu Hristos.
Lucrul cel mai important pe care îl poate face un om în perspectiva transformării vieții după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este răstignirea. Benjamin, ai nevoie să-ți răstignești firea care și ție și Jessica-i și lui Dumnezeu, după cum părinților tăi au creat foarte multe probleme. Jessica, același lucru este valabil și pentru tine. Trebuie să vă răstigniți dușmanul, oponentul, adversarul vostru și al lui Dumnezeu și să-i permiteți lui Dumnezeu, făcându-vă partea, să transforme ceea ce numai El poate. Aduceți-vă aminte la nunta din Cana, și oamenii au fost implicați alături de Dumnezeu în transformare. Oamenii au făcut ce a depins de ei. Oamenii nu s-au culcat că Domnul transformă. Domnul transformă, dar transformă apa pe care voi trebuie să o puneți în vase. Vă rog frumos să vă faceți partea. Vă rog frumos să vă osteniți. Vă rog frumos să nu fiți leneși. Vă rog frumos să înțelegeți că lucrați împreună cu Dumnezeu, nu asistați doar la lucrările lui Dumnezeu. Voi trebuie să vă răstigniți firea, iar El va veni și va face ceea ce voi nu veți putea face niciodată. Vă va transforma inima. Jessica, vei avea un soț desăvârșit. Nu doar că este educat, educația lui este importantă, dar dincolo de educația lui care e limitată, va fi inima unui om transformată de Iisus Hristos. Inima unui om care va avea înțelegere față de tine. Și când vei greși, și când nu vei face lucrurile de nota 10, va avea înțelegere față de tine și în momentele de slăbiciune. Și te va înțelege atunci când în mod normal un om nu te-ar mai putea înțelege. Benjamin, ai nevoie de o soție care să te respecte. Nu neapărat pentru calitățile tale, ci doar pentru faptul că ești soțul ei. Poziția ta cere respect, nu performanțele tale. Dar în mod obișnuit, în lumea modernă, o femeie nu face asta. Dar Jessica va face asta pentru că inima ei este transformată. Nu este transformată de ea și nici de părinții ei. Părinții ei au îndemnat-o, au îndrumat-o, au împins-o, au determinat-o înspre Cel ce transformă. Trebuie să vă faceți partea, să vă răstigniți firea și apoi vine El și transformă. În urma transformării, vinul inimii voastre va fi bun pentru celălalt. Veți gusta, veți bea, vă veți sătura și vă veți bucura în căsnicia voastră sau în familia voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Scopul căsătoriei este următorul: fiecare să caute nu la folosul lui, ci la folosul celuilalt. Filipeni 2,4. Dovada că un om este transformat și restaurat este faptul că trăiește pentru a fi folositor celuilalt. Jessica, foarte multe fete se căsătoresc pentru că sunt nefericite în casa părinților lor. Au părinți prea conservatori care le impun un mod de viață greu de acceptat și unele foarte timpuriu se aruncă în brațele primului venit ca să scape și atunci face din acest prim venit o metodă ca să devină fericită la frustrarea pe care a trăit-o toată copilăria în casa părinților. Nu-i cazul tău. Tu te-ai căsătorit nu să te faci pe tine fericită, asta este treaba lui Benjamin. Lasă-l pe el să facă asta, o să o facă mai bine. Treaba ta este să-l faci pe el fericit. Astăzi te voi întreba când ajungi aici dacă promiți în fața Dumnezeului tău și în fața conștiinței tale că vei face din restul vieții tale un timp în care vei căuta în mod permanent și din toată inima folosul acestui bărbat pe care ai acceptat să-ți devină soț. Și pregătită să faci asta? Trebuie să trăiești pentru el. Trebuie să-i aparții cu tot ce ești. Trebuie să-i cauți folosul, trebuie să-l faci fericit, trebuie să-l iubești, trebuie să faci din el prințul vieții tale, trebuie să-i fii supusă, trebuie să-l urmezi, trebuie să te unești cu el într-o unire sfântă în care Dumnezeu să fie liantul, lipiciul, cel care provoacă și menține lipirea. Benjamin, să nu intri în familie dorind să te satisfaci, să te împlinești pe tine. Există cineva pe care îl ții de mână astăzi, mai priceput decât tine să te facă fericit. El este cea care îți va deveni soție în câteva clipe. Tu, scopul tău este să o faci pe ea fericită. Să îți cheltui toate resursele pentru asta. Tu trebuie să cauți folosul ei și ea trebuie să caute folosul tău. Dacă în maniera aceasta veți intra în familie, nu veți fi egoiști, iar celălalt nu se va simți singur. Cea mai mare problemă a zilelor noastre e singurătatea, timp în care suntem înghesuiți și sufocați, aglomerați.
Avem nevoie de cineva care să ne iubească așa cum suntem. Să-l iubești pe Benjamin așa cum este, pentru că e alegerea inimii tale. Să o iubești pe Jessica așa cum este, pentru că este alegerea inimii tale. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă și al treilea lucru. Adică, condițiile divine cerute. Problemele umane apărute, soluțiile divine oferite și condițiile divine impuse sau cerute. Este adevărat că Dumnezeu face transformarea prin puterea sa, dar o face în momentul în care voi împliniți condiția pe care el o pune. La nunta din Cana a fost o condiție. O condiție generală pusă de Maria și o condiție concretă pusă de Iisus. Condiția generală, la modul general, pusă de Maria a fost următoarea: să faceți tot ce vă va zice. Dar absolut tot. Nu în manieră baptistă și penticostală. Tot ce spune Iisus prin Biblie. Tot. Iar condiția particulară pusă de Iisus a fost: umpleți vasele cu apă. Dar această poruncă concretă nu e valabilă în fiecare caz, ci în funcție de caz. Nu trebuie de fiecare dată să umpleți vasele cu apă. Vasele cu apă a fost partea oamenilor doar în cazul în care a trebuit transformată apa în vin. Dar mâine trebuie transformată apa în pâine. Acolo nu mai trebuie să umpleți vasele cu apă, ci altceva. El o să vă spună, ci eu nu știu acum. De fiecare dată o să vă pună condiții. Să nu credeți că Dumnezeu este slujitorul vostru și în fiecare dimineață vine ca poștașul și vă aduce binecuvântarea. Să nu credeți asta. Este o concepție modernă foarte dăunătoare. În relația voastră, unul cu altul, sunteți egali. Ca și responsabilități sunteți diferiți, dar ca și natură sunteți egali. Dar în natura, în relația voastră cu El, nu mai sunteți egali. Voi sunteți robi, iar El este Domn. Benjamin, Jessica, m-ați auzit? Voi sunteți robi, iar El este Domn. E adevărat că există și relația de prietenie, dar asta nu exclude relația în care El este împăratul. El este Domnul, El este regele, El stă pe tron, este în sala tronului chiar acum. Este înconjurat de un număr mare de ființe cerești care îi spun slavă, slavă, slavă. El este Domnul, El este Domnul vieții voastre. El o să vă pună condiții. De fiecare dată o să vă spună ceva. Iubește atunci când nu mai poți. Iubirea nu e un sentiment. Iubirea este o decizie voluntară care se exprimă prin acțiune. Îți va spune: respectă-l, dar nu mai pot. Respectă-l pentru că faci tot ce poți atunci când Iisus este lângă tine și poți tot ce vrei. La nunta din Cana, condiția a fost să faceți orice vă va zice. Ascultarea omului atrage minunea lui Dumnezeu care soluționează falimentul. Când vă veți confrunta cu faliment, să vă aduceți aminte de ceva. Unde sunt oameni, indiferent că îl cheamă Benjamin sau Jessica, sunt și probleme. Însă să știți că unde este Iisus, sunt și soluții. Să nu vă speriați de problema pe care ați provocat-o, să vă bucurați de soluția pe care o aduce Iisus. Să nu fiți triști că voi sunteți acolo, e normal să fiți, să fiți bucuroși pentru că El este cu voi. Acolo unde sunteți voi, uneori vor fi probleme. De multe feluri, de la o zi la alta. Acolo unde este El, va fi totdeauna o soluție care se va concretiza de obicei printr-o minune. O minune pe care o veți vedea voi și o minune pe care o vor vedea și alții. Problemele în viața de familie sunt normale, soluțiile nu. Soluțiile divine sunt o excepție și sunt condiționate de ascultarea voastră de Dumnezeu. Trebuie să-L ascultați pe Dumnezeu. Sunteți aici pentru că El v-a spus să fiți. V-ați păstrat curați pentru că El v-a spus să vă păstrați curați. V-ați botezat în apă pentru că El v-a spus să vă botezați. V-ați pocăit pentru că El v-a spus să vă pocăiți. Ați crezut în El și în Biblie pentru că El v-a spus să faceți lucrurile acestea. V-ați ascultat și v-ați respectat părinții pentru că El v-a învățat să faceți asta. Și o să fiți în continuare niște oameni ai lui Dumnezeu demni, puternici, plini de Duhul Sfânt, slujitori în adunarea lui Dumnezeu și credincioși lui Dumnezeu pentru că El vă spune să faceți asta. O să vă iubiți cu fidelitate și cu dragoste multă pentru că El vă spune să faceți asta. Și o să fiți fericiți pentru că El este prezent alături de problemele voastre cu soluția. Și soluția va fi de fiecare dată o minune. Să nu vă speriați de probleme, sunt normale. Să vă speriați dacă El nu mai este prezent.
Pentru că în situația în care El nu mai este prezent, nu mai există nici soluții și nici minuni. Prin ascultare îl veți ține în casa voastră. Să-L ascultați pentru ca să nu plece. Și atunci când va fi acolo, va fi și soluția. Și problemele vor dispare și veți fi fericiți și veți fi binecuvântați. Și nunta voastră și luna de miere se va transforma într-o viață de binecuvântare și de fericire. Și o să îmbătrâniți ținându-vă de mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Iisus să fie cadoul vostru, să fie binecuvântarea voastră. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.